Facem o surpriză pentru o măgeată care este astăzi. Da, este fetiță. Cine este? Ia. Hai să vedem. Să vină mai aproape aici, am te rog mult. Vine așa, în față, în față. Iana, uite, am zis să-ți aducem o bucurie. Să fie tot pe bun. Căci cineva n-a putut să-mi pune această surpriză personal, dar să știi că foarte mult regretă și cu inima și cu gândul este mereu lângă tine. Și în primul rând vreau să ținem acest buchet de trandafiri. Așa. Deci este mic ursuleț, când se dă lângă el, neapărat, să-ți aduce aminte de această surpriză frumoasă. Dar spune-mi, de la cine crezi că poate să fie această surpriză? Exact, este din partea mamei, care ți-a transmis și niște cuvinte frumoase, care mă rugat să le recit pentru tine. Copila mea, cu ochi senini și suflet plin de bunătate, ce să-ți doresc de ziua ta? Să fii biruitoare în toate? Să fie viața ta un râu cu ape limpezi, cristaline și în orice zi să fii iubită, să nu duci lipsă de vreun bine. Să fii mereu așa cum ești, cu suflet blând și iubitor, iar Dumnezeu să-ți fie alături cu El. Cu El să mergi spre viitor, cu drag mămica și surioara ta. Mulțumesc! Uite, dacă ai și tu să-i transmiți la mămică un mic salut, ce ai spune? Mulțumesc mult, nu mă așteptam de la așa surpriză. Te aștept cât mai curând să fie în acasă, da? Hai să știi că surpriza a să o facă ea personal data viitoare. Așa. Copii, poate cântăm la mulți ani, ce spuneți? Ca sfârșit de lecție, da? Hai să vedem. Cântați.